Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, și vom citi primele 10 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu, și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe tatăl și ne este de ajuns. Isus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Amin. Vă rog să vă reașezați. Scumpă Biserică Betania, mă bucur să revin la Cluj. De ani de zile, așa, din când în când, o dată pe an sau la ceva interval de timp, ne vedem cu drag, și am spus-o și altor frați, mărturisesc public în seara aceasta, întotdeauna m-am bucurat să fim împreună, să ne rugăm împreună și să cântăm cântările Domnului. Și credem că și în această seară, Dumnezeu, are un cuvânt potrivit pentru nevoile noastre ale tuturor. Cu toate că am întârziat, să știți că atunci când vin spre Cluj, chiar în zile obișnuite, totdeauna iau în calcul traficul de la Cluj, chiar în urmă cu, cred că două sau trei săptămâni am fost la o altă biserică aici în slujire în Cluj și am ajuns cu o jumătate de oră mai repede, că am luat în calcul ca și acum, dar vedeți, nu întotdeauna ies bine calculele. Dacă m-am temut de traficul din Cluj, să știți că n-am prins trafic în Cluj. Chiar am avut cale foarte libere și apreciez și de frate Paul, dar am stat aproape o oră pe centură și până în livadă la Gherla. Așa ceva nu s-a mai întâmplat, dar știți cum e, Dumnezeu pe toate le știe. Ce am fost fericit și să vă spun, să vă mărturisesc că am dat slavă Domnului, că că în toate încercările, în toate întârzierile, sunt și lucruri bune pe care le putem vedea. Deja pe la 6 și 5 minute eram la intrare în Cluj, acolo la sensul giratoriu de la Apahida, unde de obicei e trafic mare, să nu mai vorbim de Cluj. Dar vă spuneam, în Cluj n-am mai prins trafic și am zis, mă, înseamnă că frații noștri sunt la biserică, adică nu mai sunt pe străzi. Și da, acum uitându-mă așa cumva la fiecare biserică, așa la un loc sunt mii de frați și surori la ora șase în biserică. Dacă erau toți pe stradă, știți cum era, era trafic. Dar am zis, lăuda să fie Domnul că Domnul iubesc. Frații iubesc pe Domnul și frații iubesc și casa lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și să ne dea har tuturor ca să îl putem sluji cu drag. Vă aduc salutări și din partea Bisericii Sfânta Trăime, frații care vă prețuiesc, care vă iubesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, să binecuvânteze toți frații pastori, toți frații slujitori și cei care sunt aici și cei care sunt în lucrare în alte părți, pe toți Domnul să ne însoțească și mâna bună a Domnului să fie peste noi. În această seară am citit un pasaj și noi de obicei cu pasajul acesta suntem familiarizați, dar în alte contexte. De obicei îl citim la înmormântări, la priveghiuri și așa mai departe, atunci când există o doză destul de mare de durere. Dar vreau să vă spun că cu ceva timp în urmă, Dumnezeu mi-a vorbit din pasajul acesta, nu la un priveg, nu la un mormântare, pur și simplu Dumnezeu a atins inima mea prin acest cuvânt. Și cred din toată inima, m-am rugat pe un cu, pentru un cuvânt de la Dumnezeu și cred că Domnul îl va pune în fiecare inimă și în fiecare minte. Este, dacă vreți, și așa cum ați putut observa, e un dialog între Domnul Isus Hristos și ucenicii Lui. În mod special, între Domnul Isus și Toma, între Domnul Isus și Filip. Este acel dialog cu calea, știți unde mă duc, și Domnul îi răspunde lui Toma. Dar pe mine în această seară, ce m-a pătruns așa mai mult și în zilele acestea, este dialogul dintre Domnul Isus Hristos și Filip. Ucenicii au avut atâta har din partea lui Dumnezeu. A avut harul să umble cu Mântuitorul. Chiar avem cântări așa cumva nostalgice și spun dacă am fi avut noi harul să fim în vremea aceea, să fim în grădină cu Domnul, să fi fost la masă cu Domnul, pe aici, pe acolo mai găsim asemenea cântări care ne duc cu gândul ce har am fi avut noi să fi trăit atunci când Domnul era pe pământ. Și cred că ar fi fost un har special să-l fi cunoscut cumva așa în persoană când era în lumea noastră. De ce spuneam, ucenicii au avut acest har cu totul și cu totul aparte. Era atât de vizibil harul acesta încât și oamenii, oamenii care nu erau neapărat din cercul lor, au spus mereu și mereu că s-a văzut că oamenii aceștia, ucenicii, au umblat cu el. Adică au umblat cu Isus. Au avut harul să mănânce împreună cu el, să călătorească, să vadă atâtea minuni, minune după minune. Și dacă vreți să vadă învieri din morți, închipuiți-vă Ioan, dacă ar fi doar câteva capitole mai înainte, Ioan 11, să vezi acea minune, să-l vezi pe Lazar, mergând prin aer, pentru că spune, atunci când l-a chemat Mântuitorul, Lazăr era înfășurat, era legat. Și a zis, Lazare, vino. Și ce a făcut Lazar? Păi n-a zis, Doamne, dar nu pot, sunt legat, sunt înfășurat. Oameni buni, Lazar a venit. Miracol, înviere din morți. Și totuși am zis că oamenii ăștia au văzut tot ce se poate vedea. Oamenii aceștia au văzut ucenicii tot ce se poate vedea. Și totuși în pasajul acesta Filip spune, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este îndeajuns. Dar o întrebare, n-au fost îndeajuns minunile? N-a fost îndeajuns învierea din morți? Ca și mine, ați auzit și dumneavoastră vorba asta. Zice, de-ar veni cineva din morți. Aia ar fi. Asta ar fi suficient. Dacă ar veni cineva din morți, uite, ucenicii au văzut pe cineva cu ochii lor, era ceva palpabil, au văzut venind pe cineva din morți și totuși parcă n-a fost îndeajuns. Că în textul acesta spune, Doamne, mai vrem ceva și apoi ne este îndeajuns. Mesajul pe care Dumnezeu l-a așezat în inimă în seara aceasta este ce e deajuns pentru tine. Ce e îndeajuns? Și acum ca să clarificăm așa bine de la început, nu cât. Nu mă refer la valori, cât. Ca aici nu știu să vă răspund. Și aici nu știe răspunde nimeni. Dar totuși, ce ne este îndeajuns în viață? Adică, atunci când obții acele lucruri, să spui da, mi-e suficient, mi-e de ajuns. Există în inima noastră mulțumire și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit. Doar cu câteva duminici în urmă și cred că ați avut și dumneavoastră sau o să aveți, cred că ați avut ziua mulțumirii, a roadelor, nu? Ați avut-o. Duminica trecută, nu e cu o duminică mai repede atât ai de frumos să ai o inimă mulțumitoare, să mulțumești lui Dumnezeu. Că știi cum e, nu știu cum am putea crea sărbătoarea ziua mulțumirii în fiecare duminică. În ziua mulțumirii nu mai ai stres că te critică cineva ca predicator. Toată lumea mulțumită. Nu mai critică nimeni pe cântăresc, nu mai critică nimeni pe fras, pe surori, că e ziua mulțumirii. Și am zis, cum să facem ca fiecare duminică să fie ziua mulțumirii? Și totuși, cred că am un răspuns. Știți cum ar trebui, ce ar trebui să facem? Să fie luni mulțumire, marți mulțumire, miercuri mulțumire, joi, vineri, sâmbătă mulțumire și știți cum e duminica, ziua mulțumirii. Dar dacă de luni și până sâmbătă nu ne găsim acel echilibru al mulțumirii, ascultați, nici la biserică nu e mulțumire. Oricine iese în față, nu-i cel mai bine, cel mai nu știu cum, cum ieșim din biserică, nu-i cel mai bine, că îi trafic și în curtea bisericii, dar cel puțin eu am lămurit-o și am fost, chiar dacă nu-mi place să întârzi la biserică, Dumnezeu în pandemie o liniștit și în mintea și și în inima mea. Că trebuie... Eu de obicei zrăbdător, de obicei. De obicei. Înțelegeți ce zic. Dar în pandemie era chiar prima săptămână când tot orașul blocat. Tot orașul blocat. Noi aveam din partea comunității ca păstor să putem ieși să... Dacă trebuie făcut o slujbă în mormântare, știți cum era, trebuia doar cu adeverință și... Nu mai știu, a, a, treia zi am ieșit, că două zile am stat și eu în casă, am stat în casă, a fost extraordinar. Dar știți cum e, nici prea mult nu-i bine, știți asta. Și a treia zi am ieșit, oricum trebuia să slujesc, dar știți ce am rămas surprins? Am rămas surprins că de când am plecat de acasă și până am ajuns la biserică, când întâlneam sute de mașini pe stradă și mă agitau. Mă agitau că, știi cum e, asta e o chestiune care pur și simplu nu pot înțelege. Când ai linie discontinuă, adică când ai putea să depășești legal, deci linie discontinuă, domnule, tocmai atunci vin mașini din față. Corect lucrul ăsta? Și când nu vin mașini din față și mai ales că te și grăbești, știi ce se întâmplă? E linie continuă. Și asta mă agită. Adică am linie continuă și nu vine nimeni. Nu, deci, nu știam, bag în viteză sau scot din viteză, mă duc mai tare sau... Dar mă mustră conștiința că depășești. Și, și te agită treaba asta. Dar, dragii mei, Plecând de acasă și până la biserică, cred că o singură mașină am întâlnit. Atunci am spus lui Dumnezeu în pandemie, Doamne, promit aici și am spus sper să mă țin de cuvânt, am spus sper. Nu o să mai comentez în trafic și mărturisesc că nici asta n-am comentat. Nu m pic complicat și vrut să ajung mai repede. Dar n-am comentat. Am zis, Doamne, promit, nu o să mai comentez dacă stau în trafic, dacă îți multe mașini, dacă îți mai taie calea am zis, lăuda să fie domnul că avem oameni pe străzi, că avem mașini pe străzi. Nu mai doresc zile fără mașini pe stradă. Ca ori pandemie, ori război, ori rău din calea afară. Deci aia, dragii mei, voi care sunteți clujeni și vă supărați rău pe trafic, spuneți din toată inima, lăuda fie domnul pentru trafic. Ah. Nu-i de ajuns. Dar e binișor. Cred că au zis ăștia care nu au mașini Adică nu că n care umblă mai mult poate cu o trolebuzul, că aveți și harul ăsta de a umbla cu... că aveți multe mașini aici și astea acum merg mai repede ca și mașinile. Dar, dragii mei, vedeți, întotdeauna mai vrem ceva. Oricât am fi de liniștiți, oricât am, am fi de așezați, nu știu dacă e suficient, nu știu dacă este de ajuns. În această seară, întorcându-mă la acest cuvânt din Scriptură, Filip zice, Doamne, uite, mai vrem ceva și acel ceva ne va fi îndeajuns. O să spun câteva lucruri, probabil patru, cinci lucruri care cu adevărat ne sunt îndeajuns în viață. Când le avem, putem spune, da, ne este în de o să spun ceea ce am văzut în urmă cu câțiva ani, și probabil că ați văzut și dumneavoastră, ceea ce de fapt spuneam la început că e în fiecare din noi. Orice ar fi, oricum ar fi, parcă am vrea ceva să fie un pic, un pic și mai bine. Dorința de mai bine nu era. Dorința de mai bine nu era. Dacă în dorința de mai bine ne ia mulțumirea și ne aduce cârtirea sau nemulțumirea, atunci e foarte rău. Și am văzut această imagine, era pe cărucior un om fără picioare. Se uita la un om care umbla de sculț și omul ăsta fără picioare privea așa cu drag spre omul de sculț, care pășea de sculț, pășea de sculț că nu avea încălțăminte. Și zicea, ce fericit e el, că poate păși cel fără picioare se uita la cel de și zicea ce fericit poate fi omul ăsta, că poate păși. Cel care era pe picioare, dar de scurs, nu era așa de fericit cum credea cel din cărucior. Se uita spre celălalt care avea păpuși frumoși. Și au zis, ce frumos pășește cel care are papuci și nu e împuns și nu este supus primejdilor să se înțepe cu anumite lucruri. Ce frumos e să ai papuci! Cel care era invidiat într-un fel sau văzut bine de celălalt, care pășea frumos cu papuci, se uita pe că pe lângă el trecea unul cu bicicleta și zicea ce frumos e să ai bicicletă. Cel care era bine văzut de ăla care era cu papuși, dar fără bicicletă, ăla de pe bicicletă, trecând o mașină pe lângă el, o zis, ce bine la ăștia care sunt în mașină. Ce fericiți pot să fi oamenii, nu să transpir, nu să pedalezi. Ce fericit e să fii într-o mașină. Și pe lângă mașină trecea, pe lângă mașină, deasupra mașinii un avion, ăștia erau un trafic, să uitau spre avion și ziceau, mă, ce fericit sunt ăștia care sunt în avion, n-au trafic, n-au aglomerație, ce fericiți! Eu de obicei când sunt avion mă uit în jos și zic, ce fericiți sunt oamenii care sunt în mașină, care n-au pericol să aterizeze forțat. Vedeți? Adică ceva ce e noi. Și atunci stau și mă gândesc, ce e de ajuns în viață? Pentru un om fără picioare, era de ajuns să ai picioare și să fii desculț. Pentru un om desculț era suficient să ai papuci. Dar vedeți cum, cum cresc lucrurile? Și atunci ce-i ajuns în viață? Filip spune, Doamne, am văzut multe Ochii noștri au văzut multe, dar uite, a mai vrea ceva și apoi ne va fi îndeajuns. Ce ne este îndeajuns? Și primul lucru pe care îl găsim, pentru că rămânem în acest pasaj, primul lucru care ne duce spre îndestulare ca să ne fie îndeajuns în viață, este credința. Credința. Spune Mântuitorul să nu vi se tulbure inima. Nu cred că este cineva aici care în viață să nu fi fost în anumite perioade din viața lui tulburat. Repet, tulburat în trafic, tulburat de anumite contexte, poate chiar din familie, poate chiar în familia lărgită, poate la locul de muncă și așa mai departe. Și Domnul spune să nu vi se tulbure inima. Care e soluția? Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în Mântuitorul. Primul lucru, dragii mei, pentru a ne fi de ajuns în viață, trebuie să plecăm de aici. Unu, credință. Și rugăciunea mea și o să fie rugăciunea noastră a tuturor. Dumnezeu să ne dea credință. Nu că nu avem, că să predică la îndemnuri, la predici, mereu încântări, Chiar o cântare frumoasă spune să nu sperzi la necaz credința. Și nici nădejdea de ți-e greu, nici dragostea când e la bine, când ele pierzi pe Dumnezeu. Dar, dragii mei, nu există lucru mai frumos ca prin orice încercare. Și am văzut oameni încercați din calea afară. Știți ce au mărturisit oamenii aceștia? Frate păstor, dacă nu aveam acea credință puternică, ancorată în Dumnezeu, nu-i ajuta nici banul, nici papucul, nici mașina, nici măcar avionul. Că au fost situații când a intervenit chiar avionul, elicopterul, să ia pe cineva de aici, să-l ducă dincolo la mai bine și n-a fost îndeajuns. Dar ceea ce-i îndeajuns în viață este credința. Dumnezeu să ne mărească credința. Avem credință. Suntem oameni credincioși. Dar să spunem și noi ca ucenicii, Doamne, e nevoie de mai multă credință. Acum știți cum noi declarăm ușor credința de pe buze, dar uitați, o să punem imediat un verset, Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10 credința asta declarată e foarte bună. Chiar zice Biblia, dacă mărturisești, deci cu gura ta. E bună credința noastră să fie declarată, să fie mărturisită. Dar, dragii mei, nu e de ajuns credința declarată. Spune Biblia, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și trebuie declarația asta, dar mai spune versetul ceva. Și dacă crezi, și dacă crezi, Unde? în inimă, în inimă. E, bun, e bine să ne declarăm credința, dar, dragii mei, dacă noi credem în inimă că Dumnezeu l-a înviat din morți, adică acea credință din inimă, și dacă avem această credință pe care o declarăm, dar acea credință a sufletului, a inimii, apoi, dragii mei, nu ne mai poate clinti nimeni să merg un pic înapoi, iar să vorbesc despre pandemie. Nu știu cum v-ați simțit dumneavoastră, dar ați văzut o lume foarte înfricată. Spunea cineva că era singur în casă și să spăla de o 100 de ori. Să nu se îmbolnăvească de la el, sau nu știu cum să spăla. A o, o fost oricum un, un, fel de dezastru. Dar astea sunt cazuri extreme. Cazuri extreme. Dar, dragii mei, toți am fost prinși de anumite temeri. Păi vreau să vă spun, cântăm foarte frumos. Dacă trăim, spuneți, cum cântăm? Pentru Domnul trăim. Și dacă murim? Și între cele două, cele două rânduri, unul lângă altul, nu? Sau cred că într-un rând, nu mai știu cum e. Cred că și într-un rând merge. Dar ascultați, așa distanță mare de la o declarație la alta. Nu sunt habodnic, ascultați, credința nu e abodnică. Dar am declarat-o și atunci și am spus, oameni buni, dacă mi-e scris în cartea lui Dumnezeu că în pandemie trebuie să mor, voi muri în pandemie, dar nu de COVID. Nu de COVID. covid va fi unealtă, atâta va fi. Dar dacă mi-e scris în cartea lui Dumnezeu că voi fi până aici, până aici voi fi dar cred un Dumnezeu suveran care mi-a rânduit ziua de când am venit și mi-a rânduit ziua până voi pleca din lumea asta. Și voi fi dependent și voi rămâne credincios și mă încred în Dumnezeu cu toată inima mea. Că suntem responsabili, da, credința nu e habodnică, dar, dragii mei, credința e acea putere interioară că orice se întâmplă, mă încred în Dumnezeu. Privești la lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi că Dumnezeu lucrurile care nu sunt le poate aduce binecuvântat să fie Domnul. Mă rog în această seară Dumnezeu în bunătatea Lui să ne mărească credința tuturor. Și orice ar veni, nu uitați, credința ne este îndeajuns. Noi iubim venirea Domnului. Știu că vă plac predici despre venire, Predicile despre venirea sau despre sfârșit sunt cele mai ascultate. Și pe internet au cele mai multe vizualizări. De ce? Oamenii sunt foarte interesați. Dar oameni buni. Nu știm când vine Hristos. Noi știm că venirea Domnului este. Asta zice Biblia. Domnul e aproape. Cred din toată inima. Dar nu știm când vine Isus. Dar știu un lucru de preț. Atunci când vine Isus, El va căuta ceva la mine și la tine. Noi căutăm ziua, noi căutăm nu știu ce căutăm. Dar când vine Isus la noi, știți ce caută Isus? Credință. Când Luca 18 cu versetul 8, când va veni Fiul omului, zice Biblia, va găsi El? Credință. Și dragii mei, voi trece de la punctul acesta la al doilea. Dar ascultați bine, în zilele grele din viață, și unii, unii, ați, unii ați trecut pe aici, în zilele grele din viață nu ne mai ajută nici banul, nici masa, nici casa. În zilele grele și complicate și dificile din viață ne ajută credința. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Da, e acea credință mântuitoare și dacă cineva în seara aceasta încă nu are iertarea păcatelor, nu are mântuirea lui Dumnezeu, Hristos a zis, pocăiți-vă și ce să facem? Credința e în planul acesta de mântuirea lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți. În ce să credem? În Evanghelie. Zice, Cum să ne pocăim? Ca la, aia, ca la ceilalți oameni buni, ca în Evanghelie pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dacă cineva în seara aceasta, sau dintre cei care ne ascultați online, aveți nevoie de asemenea credință, fratele păstor nu vă poate da, biserica nu vă poate da, dar Hristos o dă. E darul lui, binecuvântat să fie Domnul, de aceea să dea Dumnezeu și această credință mântuitoare. Și spuneam tuturor celorlalți, să ne mărească Dumnezeu pentru că credința ne este ajuns Credința ne este îndeajuns. Doi. Ce ne mai este îndeajuns? Doamne, arată-ne și ne îndeajuns. În al doilea rând, ne îndeajuns dacă avem casă. Casă. Acum există în noi dorința aceasta de a avea un loc. Știți, în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, un om care a zis, Doamne, vreau să Te urmez oriunde vei merge. Și știți ce spune Domnul? Vulpile au vizuini, culcuși, adică au casa lor. Păsările cerului au casă, au cuiburi. Dar el zicea, Fiul omului n-are unde și-o și e bine că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o garsoneră, cu un apartament, ne-a binecuvântat Dumnezeu pe unii cu casă. Lăuda să fie Domnul, dragii mei! Și aceasta e bunătatea lui Dumnezeu. Am fost în țări, au fost și frații și Biserica Betania în Africa, eu am fost în primăvară în Etiopia, atâția oameni au unde își pleca capul. Și o durere mare. Dar când vorbesc aici despre casă, nu vorbesc despre casa asta pământească. Pentru că următorul verset spune: În casa Tatălui meu. În care casă? Casa din cer. În casa Tatălui meu sunt. Multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt și eu să fiți și voi. Ce ne-a ajuns în viață? Casa veșnică. Acum știți, sunt 2 Corinteni, capitolul 5, zice, știm în adevăr, adică e un adevăr care trebuie știu de toată lumea. Știm în adevăr că dacă se desface, casa pământească a cortului nostru trupesc, avem în cer o clădire de la Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Dragul meu, ce ne-ai de ajuns în viață e să te asiguri că în casa de sus ți-e pregătit locul. Știu că noi zicem, ne-om duce 70-80 de ani. Chiar am văzut acum venind în coce, dar pentru că eram la volan, vreau să fiu și un șofer disciplinat, mă străduiesc, nu reușesc, am spus întotdeauna, dar am văzut un mesaj în care scria 11 copii, 11 copii orfani, două văduve tinere, asta înțeleg că au murit doi bărbați tineri, probabil astăzi, ieri, n-am reușit să citesc, o să citesc după, era și ceva poza acolo. Cum poți să pleci așa de tânăr? Da, putem pleca așa tineri. Dragii mei, dragi frați și surori și cei care ne ascultați, dacă azi ar fi ultima zi din viața ta, ai casă. Nu-i vorba de casa asta. Repet, dacă azi ar fi ultima zi din viața ta și a mea, am casă. O cântare frumoasă spune: Am cămin mai sus de nori, în țara gloriei. Când vine Isus? Când erau ultimile minute din viața bunicii mele, abia mai vorbea, vorbea foarte, foarte încet. Dar țin minte, mi-a zis mama, era cu mama mea, mama era lângă ea. Eu nu eram acolo, spusele mamei și a zis, Ana, hai să cântăm. Erau ultimile 3-4 minute. Ea vorbea rar și foarte încet. Și mama, o femeie sufletistă, a spus ce cântare. Și bunica a zis, casa noastră e sus, pregătită de Domnul Isus. Mama a început-o, bunica a îngânat, i s-a pus nodul în gât și a plecat cu această cântare la casa veșnică. De atunci, parcă și mai mult, a rămas în inima mea această dorință a prinsă după casa din ceră. Nu-s bătrân, dar vreau să vă spun, vreau să-mi trăiesc fiecare zi din viața mea, că dacă asta ar fi ultima zi din viață, să mă asigur, să fiu asigurat că am casă în cer. Casa nu-i făcută de mâna mea. Măcar noi știm, zice, noi trimitem dincolo. Dar, dragii mei, nu faptele ne mântuiesc. Zice Biblia, eu mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt și eu să fiți voi. Dacă Hristos, spuneam la început, a venit pe pământ, apoi s-a înălțat, El s-a dus, tocmai ca să revină după noi. Dar din momentul ducerii, plecării și până la revenire, spune, ne pregătește un, un loc. Ce mi de ajuns în viața asta și să știu că am casă veșnică. Și vreau să mai pun o dată întrebarea asta. O ai? Mă adresez și celor tineri. O ai? mă adresez celor mai în vârstă. o aveți? Casa veșnică ne este de ajuns. oh, nu înseamnă că nu trebuie și casa de pe pământ. Mulțumim lui Dumnezeu. Chiar zice Biblia, nu vezi omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, că e bunătatea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul, dar să nu uităm, ne este îndeajuns credința, ne este îndeajuns casa veșnică. În al treilea rând, ne este îndeajuns calea, oameni buni, calea, direcția, calea, înseamnă direcție, că suntem pe o cale, că avem direcție în viață. Și uitați ce spune acum următoarele versete de la versetul 4. Știți unde mă duc și știți și calea, Într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Binecuvântat să fie Domnul! Ne este de ajuns, dragii mei, calea, adică direcția. Care e calea ta în lumea asta? Acum, nu știu, probabil că fiecare am trecut prin momente de confuzie în viață, când n-am mai știut și am o să oameni spunând, frate păstor, asta e soartă, asta e viață, adică atunci când e greu, atunci când e greu, parcă nu mai avem direcție în viață. Dar, dragii mei, uitați care e cea mai bună cale. Acum, da, o să spun la al patrulea punct mai multe despre calea care înseamnă Isus, dar aici vorbesc în mod special de direcție și zice Biblia, da, noi, ca și Isus, am venit de la El, de la Dumnezeu și la Dumnezeu ne ducem. De când venim în lumea aceasta, venim de la El și într-o zi ne vom duce tot tot asta e direcția bună. Adică vin de la el și mă duc la Dumnezeu. Apoi, dragii mei, orice s-ar întâmpla, mă încred în el. Orice s-ar întâmpla, cum spuneam la primul punct, pentru că e Dumnezeu care mi-a dat o direcție. Nu mai trăiesc pentru mine. Mă bucur în lumea aceasta, dar nu mai trăiesc pentru lumea aceasta. Vin de la el și mă duc la el. Știți ce spunem Psalmul 90? Într-o zi va zice Domnul: în Toarcete. te Întoarce-te. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă am venit și trebuie să mă întorc. Mai este iar un verset foarte frumos, chiar dacă în Eclesiastru, capitolul 12, spune Biblia, dar mie mi îmi place imaginea aceasta. Spune, omul merge spre casa lui, veșnică. Adică, dragul meu, când vezi un om pe stradă, când te vezi pe tine, ar trebui să te vezi în călătorie spre casa veșnică. Binecuvântat fie, Domnul! E casa, avem casă și acum, în al treilea rând, ne-a îndeajuns direcția. Când îți va fi cel mai greu în viață? Vom trece prin încercări. Nu uita al treilea punct. E îndeajuns să ai calea bună. E de ajuns să ai direcția bună. Adică, știi că vii de la Dumnezeu și te întorci la Dumnezeu. Între cele două puncte, pot să fie zigzaguri, pot să fie încercări, pot să fie greutăți, pot să fie necazuri. Dar, ascultați, e calea către cer. E direcția pe care Dumnezeu mi-o dă binecuvântat să fie Domnul. Deci în al treilea rând spuneam, e importantă și ne-a îndeajuns calea, adică direcția. În al patrulea rând, în viață, dragii mei, ne este îndeajuns Hristos. Am încercat toate să le pun cu ce ca să le reține mai bine, deci credința, casa, calea și Cristos. Ne este îndeajuns? Cristos. Spune Biblia, Eu, Toma, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și apoi când începe al doilea dialog cu Filip, spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne îndeajuns. Iisus i-a zis, De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Cu alte cuvinte, Filipe, eu, adică Hristos, care suntem una, eu și Tatăl, una suntem. Adică noi suntem în de ajuns binecuvântat să fie Domnul. Și e din nou glasul lui Dumnezeu pentru Biserica Betania, pentru cei care suntem aici, cei care ne urmăresc online și glăsuim tare lucrul acesta. Dragii mei, doar Hristos ne este în de ajuns. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, Coloseni capitolul 2, versetul 9 și 10 spune așa, căci în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi, spune, voi, noi, avem totul de plin în El. Acum, moi la dumneavoastră și știu că aveți anumite lipsuri, anumite lucruri pe care le-ați vrea. Și aveți nevoie de ele. Îl rog pe Dumnezeu, pentru că vreau să vă spun, am trăit și în experiențe foarte frumoase, chiar și în lucrurile materiale. Când am strigat către Dumnezeu, și Dumnezeu s-a îndurat de mine, am fost la o evanghelizare la negrilești, eram așa cu niște frisoane. Nu puteam să-mi țin haina pe spate, mi era frig, dar ascultați, aveam un frig în mine, măcar că eram în biserică, era cald, dar din cauza frisoanelor. Aveam un frică, nu puteam de frig. Aveam nevoie de haină să o țin pe mine și bărbat în toată firea. Ascultat! Care altă dată duceam saci grei în spate, nu puteam să-mi țin o haină pe mine. ateram am deslăbit și am zis, Doamne, dar ce să fac? Trebuie să stau în picioare măcar 20 de minute. Simțeam că nu pot sta, nu să predic, să stau în picioare 20 de minute. Și mi-aduc aminte, erau niște frați care cântau cântarea Eu n-am să te las ca să pieri când treci prin ecazul cel greu. Și atunci mi-am plecat, frații cântau, eram lângă amvonă, mi-am plecat capul și am zis, Doamne, eu cred că acest cuvânt prin cântare vine de la Tine. Am spus, nu mă lăsa. Nu mă lăsa. Și am zis, Doamne, nu numai că nu mă lăsau, știu că nu mă lași. S-a terminat cântarea și a trebuit să predic. Nu știam să țin pe mine haina, era grea să o țin, aveam nevoie că muream de frig într-o biserică în care era cald, dar am zis un gest al credinței. Am dat haina jos, m-am ridicat la vone. A fost una dintre cele mai frumoase seri. Am predicat o oră și era să nu mai mă pot opri. Și nu că nu, nu eram bolnav și nu așteptam să zic amin. Pur și simplu m-am ridicat și am simțit vindecarea lui Hristos. Și fi stat în picioare două ore, nu la predică, să mă rog, să cânt, să laud pe Dumnezeu. Dragii mei, ca și mine, l-am experimentat pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care răspunde. Atunci când ești bolnav și dacă e cineva bolnav în seara aceasta, strigă către Dumnezeu că Dumnezeu se poate atinge de tine. Sau dacă ai sau te confrunți cu alte probleme, de alte feluri, dragul meu, strigă către Dumnezeu că Dumnezeu răspunde. Binecuvântat să fie Domnul. Dar vreau să vă spun ceva. Toate alea, sănătatea, vin, slavă Domnului, iară pleacă, iar o să avem nevoie și apoi într-o zi chiar vom pleca. Dar cel mai bun leac al inimii, dacă vreți, cel care, dacă vreți, împlinește totul în toți, este Hristos. Voi, zice Biblia, aveți cât aveți. Acum știți cum e, sănătatea cât e. Alte lucruri materiale sunt câte sunt. Dar ascultați, voi aveți totul de plin. În cine? în Hristos. Dragi frați și surori, dragi prieteni, doar Hristos e totul. Ca și mine spuneam, puteți mărturisi și dumneavoastră. Am avut asemenea momente când pur și simplu am simțit că am totul. Fie seara aceasta, seara specială, când avândul pe Hristos poți să zici, în Hristos am tot. N-am suficientă sănătate, dar l-am pe Hristos. Și în Hristos am totul. Voi aveți totul de plin în Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că în Hristos avem viața veșnică, în Hristos avem suflarea, avem mișcarea, pentru că în Dumnezeu avem totul. Dacă e cineva în seara asta aici, sau dintre cei care ne ascultați, și relația dumneavoastră cu El, cu Hristos, nu e cea mai bună. N-am altă chemare și altă invitație decât să vă spun: veniți la Hristos. În Hristos avem tot. Oameni buni, în Hristos avem tot. Dacă aș spune acum, cine vrea pe Hristos? Păi nu suntem noi ai Lui, suntem ai Lui. Dar știți ce vrea Hristos? Ne vrea un pic mai aproape de El. Simțiți asta? Ne vrea un pic mai aproape. Și cred că în viața fiecăruia dintre noi mai este loc de a fi mai aproape de Hristos. Era o cântare care spunea și acum eu cred că omul ăsta a știut ce înseamnă cu adevărat, ce înseamnă lipirea aceea de Hristos, unirea cu Hristos. Și a zis el în momentul ăsta și acum, acum eu nu te-aș mai lăsa, interesantă promisiune, nici pentru lumea toată. Ascultați, nu pentru Cluj. Ce-ar fi cineva să-ți promită toată averea Clujului? Nici n-ai nici ce face, că nu o poți duce. Dar auzi, spunea poetul, acum nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Și-o dat seama, toată lumea nu valorează cât valorează Hristos, pentru că în Hristos am totul. În seara aceasta, dacă ai venit cu lipsuri, cu nevoi, cu greutăți, ai harul cel mai mare, ca frate, ca soră, ca tânăr, să pleci cu adevărat de aici, din Biserica Betania, cu Hristos în inimă. Pentru că în Hristos am totul. Binecuvântat să fie Domnul. Și voi încheia cu cel de-al cincelea lucru. ajuns e credința, E casa veșnică, e calea, adică direcția, e Hristos și în al cincilea rând, frate și surori, e ajuns Harul. Harul. În 2 Corinteni, capitolul 12, amintiți-vă, Apostolul Pavel spune, da, vorbea despre omul acela, despre el, dar spunea, cunosc un om, nu știu, a fost răpit în trup, fără trup, până la al treilea cer. Se zice Scriptura, ca să nu mă umflu de mândrie mi-a fost pus un țepuș în carne. Adică l-a simțit, nu la nivel de duh, zice frate, simt o povoră în duh și simțim lucrul ăsta. Pavel a zis, ca să nu mă umflu de mândrie, mi-a fost pus un țepuș în carne, în trup, nu în duh, povara aia Duhului. Și interesant, zice Biblia, un sol al satanei care să mă pălmuiască și să mă împedice să mă îngâm. Și uitați ce spune în următorul verset. De trei, acum vi-l închipuiți pe Pavel, când se ruga pentru cineva, Dumnezeu lucra cu eliberare. Dumnezeu lucra cu ridicare, dacă vrei, o loc, paralitic, îl ridica Dumnezeu. Și spune când era vorba de el, de trei ori am rugat pe Domnul să mi-l... Și ai fi zis, la o asemenea rugăciune, ar fi trebuit Domnul să intervine A două oră, a trei oră. Și uitați ce zice Domnul. Cine mi-a zis? El, Domnul. Pavele, harul meu îți este îndeajuns. Vreau să întreb, și să o fac cu ridicare de mână, câți de aici aveți har de la Dumnezeu? Ridicați mâna sus. Har, har, Păi e cineva fără har? Păi ascultați, păi venirea noastră la biserică în seara asta ce înseamnă? Har, că puteam să fim pe drum să nu mai venim. Har. Har înseamnă și acasă, chiar în suferință, că sunt unii în suferință. Dar spune Pavele, harul meu. Și cum era harul ăsta? Era cu țepușul? În carne. Și spune, harul meu e îndeajuns. Vreau să glăsuiesc tare în seara aceasta. Dacă poate unul ai cârtit, ai murmurat și ai zis, Doamne, de ce? Doamne, n-am înțeles. Doamne, pentru ce? De ce la mine? Dumnezeu spune în seara aceasta, Harul este... M-am bucurat să văd o biserică cu mâna pe sus, mărturisind că are Har. Și o primul care ridic două mâini. Nu ascultați ceva. Harul ne este... Acum ai drept, spuneam, har că trăim, harcă că ne-a dat Dumnezeu binecuvântări, har că Dumnezeu ne-a mântuit. Și nici nu vreau să intru în subiectul ăsta, că zice Biblia în FESEN, capitolul 2, zice, prin har ați fost mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Uitați, mulțumesc frumos! prin har, prin credință și aceasta nu vine de la voi. Îi darul lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem aici că am avut parte de har. Binecuvântat să fie Domnul. Harul mântuirii. Dar știți, e și harul încercării. Spune Pavel 1 Corinteni, capitolul 16, cred că de la versetul 7, 8, 9 în jos, zice, mai rămân câteva zile în Efes pentru că mi s-a deschis o ușă mare și largă. Uitați, ce har extraordinar! Mi s-a deschis aici, era în Efes, mi s-a deschis o ușă mare și largă. nu era ăsta har? Ce har! Dar uitați ce mai spune Biblia. Dar harul ăsta e la pachet cu... E greu să ai un potrivnic în viață, dar păi potrivnici. Știți ce înseamnă asta? Suferință, durere. Aici e vorba despre harul suferinței, dragi mei. Harul ne este îndeajuns. Și vreau să recapitulez. Ce ne este îndeajuns în viață? Dacă ați venit, poate, cu dorințe și nevoi și le aveți, Îl rog pe Dumnezeu din toată inima să vă împlinească și acele nevoi. Dacă e vorba de sănătate, de o nevoie materială, de alte nevoi, dragii mei, Dumnezeu poate totul. Mări să fie Domnul. Dar toate acele lucruri, dragii mei, nu ne împlinesc pe de Adică nu ne sunt îndeajuns. Ce ne îndeajuns? Credința, casa veșnică, calea, adică direcția, Hristos și Harun. Oare de care avem nevoie mai mult în seara asta? Uite, sunt cinci lucruri afișate aici. În rugăciunea finală, te rog, cercetează-te înaintea lui Dumnezeu. Dar avându-le pe cele trei, dacă vreți cu Hristos cap de listă, că El e totul, și din El vin și celelalte lucruri, cu cele cinci pot să spun, îmi este îndeajuns. Îmi este destul binecuvântat să fie Domnul. Și vom pleca de aici oameni fericiți și oameni mulțumitori lui Dumnezeu. Amin.